Astăzi este sâmbătă, 5 decembrie 2015 și mă aflu la Târgoviște în cadrul expoziției Columbofile Naționale a UCPR. Acum am plăcerea să stau de vorbă cu unul dintre crescătorii serioși care fac puțină vâlvă, dar obțin rezultate bune. Este vorba despre domnul dr. Nelu Avramescu, dacă nu greșesc. Așa este, vă salut. Din Curtea de Argeș, vă salut, domn doctor. Ce faceți? Ne prezentăm ca fiecare an la expoziție, suntem pregătiți să ridicăm cupele. Bravo, mă bucur. După un an destul de greu, fondurile au început cu o etapă pe o vreme rea, unde au fost mari pierderi de porumbei, dar cu toate astea am reușit din nou să obținem rezultate. Am acest porumbel, da. Locul 2 național maraton, este un porumbel Ian Arden. Foarte frumos, într-adevăr. Da. Foarte frumos. Din ce? Din 2012, nu? Este, da, din 2012. Deci mascul de 3 ani. Asta e o fișă de expoziție foarte frumoasă, într-adevăr. Mai are un frate care este în expoziție la Palmares Mare Font 4 ani, locul 3. Super. Mergem să-l filmăm și pe el după aia. Mergem, da. Este plăcat. Super. De asemenea, mai am în expoziție un porumbel la categoria AS Maraton Palmares 4 ani, locul 4. Bun. Bun. Foarte bine. De unde aveți porumbei ca și origine? De unde vi-a procurat în timp? Ca și origine am cumpărat de la Aircamp. Au fost aduși porumbei de la Franz Moselaar, da, un crescător renumit olandez. Și pe acești porumbei s-a ați clădit, nu? Da. Deci da, dețineți mulți porumbei acasă? 150. Cu tot? Însemnând matcă zbor? Nu. Numai la zbor cam 110. 110 porumbei plec la zbor. Zburați și văduvie? Nu mai văduvie. Și mascul și femele? Maraton, da. Tot, nu? Absolut. Și mai aveți pe cineva care vă ajută acasă? Da, fratele meu. Și suntem în scris și concurăm cu noi. Frații Avramescu, da? Împreună facem treaba, că super. Necesită multă muncă. Într-adevăr, da. Și știu că sunteți niște crescători foarte meticuloși, așa vă place să, da, să nu lăsați detalii nerezolvate, nu? Așa este. Anul trecut am reușit să avem loc 1 la ASFON și la crescător și catalog și expoziție. Destul de... Și cum faceți, de exemplu, când vă formați perechile de matcă? Vă consultați, nu? Stați seara... Întotdeauna și nu pe hârtie. Porumbei... Porumbei în mână, nu? Să zic așa, da? Da? Urmăriți compensații fizice mult? Da? Obligatoriu, da. Nu mergem pe consanguinitate decât, nu? Atunci când am avut un porumbel cu rezultate deosebite și vrem să păstrăm un pui, o fică, un fiu, bineînțeles că pe aceea nu-i zburăm. Da. Nu zbor pui de regulă decât etape de pregătire. Îi duceți noastră sau cu clubul? La club. Da. Nu plemez, nu bag la ceas. Iar în primul an de viață, porumbei sunt zburați absolut toate etapele, dar numai în țară. Rar arunc câte un iar în sănătate. Da. Am constatat că numai după o maturizare pot face, într-adevăr, performanță, să exact tot ce au unul. Zona, din punct de vedere geografic, cum e la noastră? Grea. E grea, nu? Da, noi la începutul octombrie suntem obligați să închidem. Știu că sunt multe răpitoare la noastră în zonă, da. Datorită poziției geografice, suntem dezavantajați pentru că porumbei vin din zona Piteștiului și până la noi mai au 40 de km. Trebuie să urce munte după aia acum. Da. Continuu și ca distanță, da, suntem mai scurți sau egali. Da, da, deci sunteți dezavantajați. Da. Dar asta nu este ok, adică atunci când te ocupi, când te pregătești, când ai o concurență locală unde poți face diferența. Vi se întâmplă să mai și cedați psihic, așa să zic, câteodată după vreo catastrofă sau... Nu mi s-a întâmplat. Nu? Nu, să fiți abătut, așa să... Asta e altceva, da. Asta e altceva. Să fiu abătut, da. Mi s-a întâmplat. Chiar v-am spus, acum, cu de anul acesta, s-au lăsat niște păsări de mare valoare. Dar aveți puterea de fiecare dată să o luați de la capăt, nu? Neapărat. Aici e și frumusețea. Într-adevăr. Trebuie să renaști și să... Într-adevăr. Acolo unde îți doresc. Unde v-ați dorit. Da. Haideți să mergem și la celălalt porumbel, da? Da.